O invit acum pe doamna Alina Cuce, este președintea PIM, să ne împărtășească opinia dumnei și apoi Mirela Iordan de la Pfizer. Alina, te rog. Mulțumesc frumos, Marius. Salut onorata audiență la rândul meu și nu pot să nu continui în același spirit. Este clar că pandemia ne-a acaparat viețile în ultimul an și automat ne vom întoarce acolo cu gândul cel puțin o perioadă de timp. Domnul profesor Dungaciu, domnul profesor Coșa au venit cu o perspectivă extraordinar de interesantă, de strategică, de argumentată. Eu am să vin un pic cu partea mai emoțională a lucrurilor. Poate și la nivel personal ar trebui să ne gândim un pic, cu toții am trecut prin transformări fantastice la nivel personal, dar am trăit multe incertitudini, multe temeri, poate am fost bolnav sau poate am trecut prin pierderi dureroase. Cred că e timpul să ne vindecăm și să ne vindecăm împreună, da? Să revenim la normalitate atât cât putem și probabil că nu o să putem face asta fără să reflectăm profund la toate transformările prin care am trecut cu toții și mai ales la ce am învățat din ele. Și cred că același lucru este perfect valabil și pentru sistemul nostru de sănătate. Pandemia a demonstrat că sănătatea și o finanțare corectă a acestui domeniu și mai ales accesul la inovație ar trebui să fie o constantă pe agenda publică și o prioritate strategică pentru noi toți. Am văzut pe timpul pandemiei că dialogul și parteneriatul constant nu sunt doar deziderate. Am văzut un parteneriat fără precedent între guverne, între companii, între universități. Altfel, probabil nu am fi putut să vedem astăzi cu ochii speranței vaccinarea care se întâmplă zilnic, da, și ne aduce, așa cum spuneam, speranță pentru încetarea acestei perioade foarte dificile pentru noi toți. Vaccinarea împotriva COVID este o realizare științifică incredibilă, de colaborare, de fabricație, de logistică, care a implicat atât guvernele, cât și instituțiile UE, sistemele de sănătate, autoritățile de reglementare, dar și industria farmaceutică. Asociația noastră chiar este bucuroasă și mândră că a putut să contribuie. Sunt câteva vaccinuri pe care companiile noastre membre le-au dezvoltat și sunt astăzi folosite în vaccinarea zilnică a populației. Nu putem să nu ne bucurăm de acest lucru. Și dacă ne uităm la alte state europene, este foarte clar că în multe cazuri rolul industriei farmaceutice de partener, de contributor strategic, este pe deplin recunoscut. Vedem această tendință la nivelul UE, mai ales în campania de vaccinare împotriva COVID-19. Și tot la nivelul Uniunii Europene, vedem un dialog continuu cu industria pe teme majore de interes, precum programele de reziliență, Planul European de Cancer, strategia farmaceutică europeană, dialog care ar trebui susținut și la nivelul statelor membre, și aici mă gândesc, bineînțeles, la țara noastră. Este clar că și România ar trebui să fie partea acestui forum european de înalt nivel de dialog pe aceste teme de interes major pentru sănătate și sunt absolut convinsă, mai ales să profit acum de prezența doamnei ministru, sunt absolut convinsă că domnia sa va susține cu tărie în următoarele întâlniri la nivel de miniștri europeni necesitatea unui astfel de forum european în care să se dezbată aceste teme de maxim interes pentru fiecare dintre țările membre. Cu atât mai mult cred că este nevoie de un parteneriat în România, o țară care știm cu toții că, potrivit raportului Comisiei Europene, din păcate se situează pe un neonorabil loc fruntaș în ceea ce privește mortalitatea din cauze prevenibile. Avem locul 4 acolo, respectiv tratabile, locul 1 dintre toate țările membre ale Uniunii Europene. Acest lucru l-a menționat și Vlad Mixic în prezentarea sa și este regretabil. De aceea considerăm că accesul la medicamente și, bineînțeles, inovația, din punctul nostru de vedere, salvează vieți și poate salva o lume întreagă, dar trebuie să ajungă la timp la pacienți. S-au făcut eforturi senzaționale și suntem conștienți de aceste eforturi. Anul trecut, accesul la medicamente s-a îmbunătățit considerabil, 70 de noi terapii au fost disponibile pacienților din România. În acest an, mai puțin, vreo 5 din câte noi sunt disponibile în acest moment ca terapii noi. Mai sunt însă mulți pași de făcut și un parteneriat strategic înseamnă și soluții de tratament și prevenție care să rescrie șansa la viața pacienților, șansa la o viață mai bună. Pentru acest lucru, din punctul nostru de vedere, sunt necesare câteva măsuri pe care noi le susținem cu tărie.
Este necesar un acces predictibil și regulat la această inovație salvatoare de vieți, zicem noi, un acces prin care pacienții să știe foarte clar de câte ori lista de compensate se va deschide într-un an de zile. În acest moment știm cu toții, termenele sunt destul de vagi și doar voința politică poate să facă acest lucru posibil în parcursul unui an de zile. Ar fi minunat ca aceste termene să fie clare, transparente și vizibile pentru toată lumea. Nu în ultimul rând, ar fi important să consolidăm parteneriatul pe tot traseul pacientului. Sunt nenumărate măsuri de prevenție, de diagnosticare precoce. Este important să măsurăm rezultatele pentru pacienți și sistem și, bineînțeles, ca pacienții să aibă acces la servicii dincolo de tratamente. Și cred că aici cel mai bun exemplu poate fi Planul Național de Cancer. Suntem foarte bucuroși că acest plan este, așa cum spuneam și mai devreme, pe agenda legiuitorului și sperăm din tot sufletul ca până la finalul acestui an să poată fi transparent prezentat publicului larg. Nu în ultimul rând, am zice noi, stimularea investițiilor locale în cercetare și dezvoltare, inclusiv în studiile clinice, și aici mă aliniez la cele ce spunea domnul profesor Coșa, este important să ne atragem industrie locală, dar industrie locală poate să însemne și parteneri internaționali strategici care vin și dezvoltă aici investiții. Și pentru asta, în primul rând, avem nevoie de un cadru legislativ extrem de stabil, extrem de predictibil și poate și, de ceea ce spuneam, câteva măsuri de stimulare fiscală pentru a atrage acești investitori. Este cât se poate de clar, criza din acest moment este un punct de inflexiune pentru sistemele de sănătate și mai ales pentru sistemul românesc de sănătate. Așa cum am spus, în încheiere aș repeta acest lucru, fără un parteneriat strategic, fără prioritizarea sănătății, fără un dialog constant între toți stakeholderii, toți actorii de la masa decizională, acest lucru nu va fi posibil. Și avem exemple foarte bune în jurul nostru, avem exemplu Franței, care a înființat un consiliu strategic al industriilor din sănătate, în care industria farmaceutică este un partener la masa dialogului, alături de Ministerul Sănătății, alături de Ministerul Finanțelor, alături de alți actori importanți din domeniu și unde se discută lucruri extrem de strategice în ceea ce privește reformarea sistemului lor de sănătate. Avem exemple bune, nu ne rămâne decât să ne facem timp și să ne întâlnim mai des într-un cadru formal, pentru ca aceste măsuri atât de necesare, menționate de altfel de toți participanții la această întrunire, să poată fi și aplicate în practică. Din punctul nostru de vedere, rămânem la dispoziția autorităților și sperăm din tot sufletul să putem să fim în continuare același partener strategic care sperăm noi că am dovedit până acum că am fost.